Bună ziua tuturor! Bine ați venit la evenimentul nostru de astăzi. Salut prezența reprezentanților mass media și colegii noștri din județ. De asemenea, suntem onorați de prezența președintelui Partidului Mișcarea Populară, domnul Traian Băsescu, care a revenit în Bacău, a mai fost odată acum exact 2 luni. A venit să ne susțină în continuare. Să susțină echipa Partidului Mișcarea Populară. Un partid tânăr, un partid puternic, un partid cu oameni noi, peste 85% din membri sunt pentru prima dată în politică și la prezidiu avem deopotrivă domni, doamne, tineri, care reprezintă municipiul, cât și județul Bacău. PMP-ul s-a născut dintr-o necesitate. Partidele mari, PSD-ul și PNL-ul, în urma acelei fuziuni numită USR din 2012, s-au corcit. Nu mai au statut, nu mai au identitate, vremea lor a trecut, românii nu mai au încredere în ei. Am apărut pe scena politică ca o necesitate. Suntem altfel de oameni. Altul este profilul candidatului Partidului Mișcarea Populară. La îndemnul președintelui, noi am făcut și facem politică cu Constituția în mână. Constituția unde sunt prevăzute drepturile cetățenilor, care sunt ignorate și au fost ignorate de toate partidele. În ofertele noastre electorale suntem foarte preciși. Nu facem promisiuni de șarte, suntem realiști și în Bacău avem o problemă specială. Candidez la primăria Bacău. Pe 6 iunie numărăm voturile. Voi fi primarul Bacăului. Voi fi cel primarul popular care va face schimbare în Bacău. După 12 ani de administrație liberală, Bacău arată dezastros. Începând cu serviciile publice, începând cu atenția către cetățean și în ultimul rând cu multele și gravele cazuri de corupție. Pun întrebarea băcăuarilor. De ce mari penale ai țării au găsit loc de afaceri în Bacău? Nu cumva și-au găsit corespondenții? Atât la primărie, cât și la Consiliul Județean. Și aș da chiar exemplu. Nelu Iordache, arestat, nu mai știu exact acum ce situații, cercetări, anchete, a preluat prin firma lui aeroportul din Bacău. Din 2007 a promis investiții de 30 de milioane de lei. Nu s-a făcut nimic. Aeroportul din Bacău pentru investitori, afaceriști, este foarte, foarte important. Este un aeroport internațional, dar din păcate în Moldova au apărut altele noi și care s-au dezvoltat în decursul timpului și sunt actualizate la anul 2016. Noi n-am avut parte de așa ceva. Ioan Nicolae, aflat în arest, cel mai bogat român. Cum a ajuns cel mai bogat român? Nu știu, dar se pare că a găsit loc de afaceri și în Bacău. Vechiul CIC, mai nou Sofer, Amurco, pe urmă. A ajuns în faliment. Dar ne-a lăsat cu o zestre dezastroasă. Un munte de fosfogiți de 16 hectare pe care radioactiv, acele reziduri de la îngrășăminte pe care noi îl respirăm și suntem nevoiți să-l suportăm în continuare. Va avea și cred că are efecte mult mai importante și grave asupra populației. Aș mai da un exemplu. Walter Romprest, adus de curând în cătușe din Dubai și-o găsit și el afaceri în Bacău, pe salubritate. Ne-a transformat orașul Bacău în groapa de gunoi al județului. Un depozit ecologic presupune ceva, să fie deșeurile reciclate, să aibă un administrator, să aibă licență, autorizații de mediu. Nu există așa ceva în Bacău. La ora actuală, tot gunoiul de județ este depozitat și ceea ce se dorea
acel depozit ecologic este o groapă de gunoi. Cât vom mai suporta? Am informat Băcăuarii, am făcut apeluri la ei. Am avut parte și de o administrație, e greu să o pronunț, dar trebuie să o pronunț, Stavarache. În 2004, recunosc că am făcut parte din echipa mea. Am fost înlăturat în 2008, după un mandat de viceprimar, pentru, spune eu, nesupunere față de stăpâni. În 2004 se dădea inovator, inventator, dar vă spun eu, în ultima perioadă, este românul, primarul, care a inventat șpaga de 50% dintr-un contract. Nu este o onoare pentru Bacău, pentru Băcăuani și pentru România. Administrația lui este defectoasă. Vorbim de bani, vorbim de investiții. Nu au reușit să cheltuie banii din fondurile europene nerambursabile. Astfel, 10 milioane de euro ne-au fost refuzați la plată și trebuie să continuăm niște lucrări cu bani de la bugetul local. Vreau în același timp să vă adresez tuturor băcăoanilor. În primul rând, să vină la vot. Vreau să mă adresez vechilor colegi din PDL. PDL care în 2004 a dat președintele țării, în 2008 a dat președintele țării, am avut 2009. PDL, simbol, nu poate fi decât domnul Traian Băsescu, alături de noi. Invit pedeliștii care, ducându-se spre acel PNN de nenorocit, n-au realizat, au fost rădați, nu acolo e casa lor. Aici este familia noastră, aici este programul nostru, aici este mentorul nostru. Și invit simpli membri, cei care au urmărit o funcție și s-au aciuat pe acolo, să stea acolo. Dar mă întreabă prin oraș, vechi colegi din PDR, cu cine votăm? Și nu-i greu de convins, aici este casa lor, aici este programul lor, aici este familia lor. Eu vă mulțumesc și vă asigur ca primar îmi voi face datoria. Nu am fost acuzat, am un CV administrativ de studie, zic eu, important și în același timp, nu am fost niciodată acuzat de o faptă de corupție. Pot să stau în fața băgăoanilor, cu fruntea sus, să le explic cum am făcut-o eu și cu staful și echipa mea de campanie. Am distribuit materiale, ne-am deplasat în fiecare cartier, am discutat cu oamenii și acum, ultima, am lansat pe piață o ediție cu platforma noastră electorală. Este realizabilă, este reală și acoperă problemele băcăoanilor. Băcăoani care nu sunt pretențioși. Nu sunt pretențioși datorită modului și situației în care au ajuns. A solicitat servicii de bună calitate, siguranța cetățeanului, o relație prietenică și prietenoasă cu primăria și cu administrația, nu sunt lucruri mari. Nu necesită mari, lucru mare. Noi avem și un program de investiții pe care îl puteți, de asemenea, să-l urmăriți, să-l însușiți și, prin intermediul colegilor mei, să-l promovăm până în ultima zi de campanie către Băcăuani. Eu vă mulțumesc și vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul. Eu aș vrea să ne spună două cuvinte și doamna profesoară Bălan Irina, care candidează la UNEŞ, pentru funcția de primar. Da, domnul președinte, surprinzător ca întotdeauna, m-a luat pe nepregătite, nu am zis că o să-mi dea cuvântul. Doamna, un politician e tot timpul pregătit. Ascultându-l pe domnul Scripăț, mi-am dat seama că pe undeva suntem pe aceeași lungime de undă, în sensul că, deși campania electorală este deja în a doua jumătate a ei, deși, probabil cum știți, mulți dintre dumneavoastră n-am mai făcut politică și sunt nou în politică și a trebuit să iau totul și să învăț pe parcurs, pentru că a fost greu și este greu în continuare, am plecat cu ideea că ceea ce propun oamenilor este efectiv ceea ce vreau eu. Nu m-am considerat un politician în momentul în care am venit în contact cu ei și m-am considerat un simplu cetățean ca și ei. Și de asemenea am luat în calcul faptul că ceea ce îmi doresc eu ca simplu cetățean în Onești, își dorește fiecare alt simplu cetățean din Onești. N-am făcut promisiuni mari, pentru că este o aberație să promiți așa ceva în aceste momente, nu ai cum să realizezi așa ceva, iar oamenii nu mai vor să fie mințiți. Îmi place să merg pe ideea de politica pașilor mărunți și contrar a ceea ce spun unii contracandidați de-ai mei, care afirmă că nu interesează mărunțișul precum banalele trotuare, domnilor. De, pe mine mă interesează mărunțișul ăsta, pentru că sunt mamă, pentru că am avut, evident, copil mic la un moment dat și
Poate e foarte banal ce zic, dacă mergi cu căruciorul și îl conducă pe trotuare, chiar devin extrem, extrem de important. V-am dat doar un mic exemplu, poate, repet, vi se pare banal. Dar plecând de la acest mic exemplu, căruia i se adaugă alte mici exemple, cred că pot face din Onești, dacă voi reuși să ajung, și sper că voi reuși să ajung în funcție care să permită să iau decizii, un oraș în care să te simți civilizat. Mulțumesc pentru atenție. Eu vă mulțumesc, doamnă. L-aș invita și pe candidatul nostru la Moinești, pe domnul Darie Constantin, domnul inginer, două cuvinte. Mă numesc Darie Constantin, candidez la funcția de primar la municipiul Moinești. Candidez pe această funcție la municipiul Moinești din dorința ca Moineștiul să arate ca un oraș din comunitatea europeană. Eu, dorința mea este și a echipii mele, să fac orașul și să îndeplinesc toate dorințe cetățenilor, în special cele care sper că nu s-au făcut până acum, nu s-au rezolvat până acum. În primul rând, eu sunt omul, nu sunt omul vorbelor, pare că mie nu-mi place să povestesc, doar să practic să fac ceva. Mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Vă promit că nu o să vă dezamăgesc nici eu, nici echipa pe care l-am ales să mă numesc Elena Sava, candidez la Buna Racova, sunt ONG-istă, mai sunt din București, care nu știu. Eu și echipa mea, cred că și suntem alături de, încerc să fiu cât mai alături de cetățeni. Nu sunt băștinașă de acolo, dar încerc să fac tot posibil să ajung primar. Bravo! Și suntem putință, adică mai mult de atât. Mai mult decât dumneavoastră, poate electorat. Corect. Bună dimineața! Trebuie să vă spun de orice că am mers mai mult în țară cu ocazia acestei campanii decât în cele două campanii pentru funcția de președinte al României. Am făcut un tur complet la lansarea candidaților și acum fac un alt tur complet prin țară pentru a susține candidații pe care i-am lansat în urmă cu o lună, două, funcție de cum a fost pregătită fiecare organizație. Deci, obiectivul meu este să conving electoratul din fiecare județ că merită să se uite cu atenție la candidații noștri, să constate că foarte mulți dintre ei sunt pentru prima dată în politică, ceea ce ar răspunde solicitării pe care o auzim peste tot. Că românii vor un alt fel de politică, alt fel de politicieni. Afirm încă o dată, în momentul de față, peste 85% din politicienii, din membrii Partidului Mișcarea Populară, sunt pentru prima dată în politică. Ceea ce nu înseamnă că toți au 18 ani. Este foarte adevărat, mulți sunt foarte tineri, în același timp sunt și oameni maturi, oameni cu experiență de viață, care acum se înscriu prima dată într-un partid politic și candidații noștri aflați în fața dumneavoastră acum sunt o probă în acest sens. Sigur, cei 15% care au mai făcut politică, în general toți provenind din fostul PDL, sunt oameni cu oarecare experiență politică, așa cum este și domnul Constantin Scripăț. De ce cred eu că noi suntem partidul care merită votat? În primul rând, pentru că acest partid nu are agățate de picioare poveștile tranziției, care au fost și bune și rele. Nu o să neg niciodată meritele
partidelor care au asigurat tranziția, atât în construcție instituțională a țării, pentru că au trebuit construite noi instituții după Revoluție și acest lucru l-au făcut partidele care s-au înființat imediat după Revoluție, cum nu o să neg nici atingerea obiectivelor strategice. Intrarea în NATO, intrarea în Uniunea Europeană, intrarea în Uniunea Europeană pe care am avut onoarea să o semnez la Luxemburg în 2005. Dar în același timp, aceste partide ale tranziției au ceea ce vedem la tot pasul. Au istoria corupției, au istoria politizării instituțiilor, au istoria servirii clientelei politice cu prioritate și au în istoria lor, poate cel mai grav lucru, incapacitatea de a pune pe primul plan sau de a face prioritate zero din servirea comunității și în loc să facă acest lucru, obiectivul lor principal a fost servirea intereselor partidului. Este pentru prima dată când un partid vine și spune, nu, interesul nostru principal nu este interesul de partid, interesul clientelei politice, ci interesul nostru principal este să servim comunitatea. Urmând ca efectul acestei dedicări către comunitate să fie adunarea de voturi și creșterea partidului în opțiunile electoratului românesc. Sigur, este greu de crezut astăzi că un partid ar putea avea un astfel de comportament. Eu insist în a spune că așa se va comporta Partidul Mișcarea Populară. Iar cei care vor să se convingă nu au decât să ne voteze. Este soluția corectă. Să voteze Partidul Mișcarea Populară. Când mă gândesc la cei care ne-ar putea vota, mă gândesc la două categorii. În primul rând, băsiștii ar trebui să ne voteze. Nu eu am dat acest nume simpatizanților mei, ci un post de televiziune ostil, dar uite că ușor, ușor a fi băsist începe să fie un lucru bun. Un lucru onorat. Deci, în primul rând mă adresez băsiștilor, electoratului care m-a susținut în câștigarea a două mandate de parlamentar, a două mandate de primar general al Capitalei și a două mandate de președinte al României. Acest electorat, așa numit băsist, are, cred eu, obligația să dea o șansă continuării proceselor de reformă a instituțiilor statului. Este adevărat că în cei 10 ani la președinția României, statul a fost configurat. Avem toate instituțiile specifice unui stat de drept. Marea problemă pe care o avem este cum funcționează aceste instituții. Ori aceste instituții trebuie să funcționeze bine, trebuie să funcționeze după modelul instituțiilor similare din vechile state ale Uniunii Europene, din statele care n-au cunoscut perioada comunistă. Ori aici este de lucru. Dacă prioritatea mea în cele două mandate a fost să avem o justiție independentă, este clar că ea a devenit independentă, după cum observați, nu au complexe legate de niciun om politic, dar trebuie să funcționeze și foarte bine. Ori aici mai este de lucru, cum este de lucru în toate instituțiile. Acest
Acesta este obiectivul Partidului Mișcarea Populară, să facă instituțiile să funcționeze la standarde de stat civilizat, de stat avansat din punct de vedere democratic, de stat cu o democrație consolidată. Ori, băsiștii sunt cei care au fost cei mai apropiați de mine în toți acești 10 ani de președinție, care, trebuie să o spun, au fost o luptă formidabilă, în primul rând, cu o clasă politică majoritar ostilă reformării justiției. Drept pentru care m-am ales și cu două suspendări. Pentru că era greu de conceput pentru majoritățile parlamentare că ar putea să nu mai aibă la dispoziția lor serviciile de informații care nu sunt pe temat, să fim clar. Dar serviciile de informații sau procurorii sau judecătorii și așa mai departe. Deci peste tot mai sunt lucruri de făcut. Dar dincolo de cei care au fost suporterii mei în acești 10 ani, mai este o categorie pe care o vizăm. Acei oameni care dacă îi întreb pe stradă, îți răspund, ne-am săturat de vechile partide. Ne-am săturat de cât ne-au mințit. Ne-am săturat de cât ne-au furat. Ne-am săturat de cât și-au servit clientela. Ne-am săturat de corupție. Acești oameni se pregătesc să stea acasă cu ocazia alegerilor locale, unde eu estimez un procent foarte mic de participare în raport cu participările anterioare. Eu mă adresez și lor. Încercați cu Partidul Mișcarea Populară, nu stați acasă, dați o șansă unui partid nou. Un partid care ar putea să răspundă exigențelor dumneavoastră, pentru că asta este filozofia partidului. Să se dedice comunităților. Și nu să meargă pe ideea, dăm pomeni, dăm ajutoare sociale ca să primim votul. Nu. Suntem partid de dreapta, vrem protecția socială prin creare de locuri de muncă, nu prin ajutoare sociale, pentru că asta nu ajută cu nimic România. Suntem gata să ne adresăm cu ajutoare sociale celor care într-adevăr nu pot, dar cei care pot trebuie să vină la muncă. Asta e protecția socială prin locuri de muncă și nu prin pomeni. E, acești oameni care se pregătesc să stea acasă, eu îi invit să vină să încerce și Partidul Mișcarea Populară, care nu are agățat nimic de picioare și de istoria lui, din ceea ce românii resping acum ca și atitudine a clasei politice. Aș vrea să mai spun un lucru, să nu mă fac a nu știu. Sigur că am insatisfacția faptului că organizația Partidului Mișcarea Populară a ratat depunerea listelor pentru Consiliul Județean. Acest lucru va avea implicații consistente, pentru că județul Bacău este un județ mare. În scorul politic al partidului va avea implicații importante. Dar există soluția mobilizării celor care sunt înscriși în cursa electorală și să facă scoruri foarte bune la consiliile locale, acolo unde avem candidați și liste complete de consilieri. Eu fac acest apel la membrii Partidului Mișcarea Populară să încerce să recupereze acest handicap al propriului eșec prin activarea la maxim până în data de 5, în așa fel încât pe consiliile locale unde candidăm, la municipiu, la orașe, la comune, să obținem un scor bun. Un scor care
viitor care să creeze platforma pentru ca în toamnă la alegerile legislative să ne atingem obiectivul unui procent de 20, 22, 25%. Revenind, vreau să vă spun că am încredere în candidații pe care îi avem. Vi recomand, toți sunt oameni cărora n-ai ce să le reproșezi din punct de vedere al actelor de corupție. Niciunul dintre ei nu este implicat în vreun dosar. A existat multă grijă în selectarea candidaților și convingerea mea este că dacă vor ști să transmită mesajul corect, vor avea succes. Știu că este o bătălie acerbă între PSD, PNL la un loc, împotriva Partidului Mișcarea Populară. Cele două partide ale tranziției nu vor să apară un concurent al lor care să ridice ștacheta principiilor de a face, în a face politică în România. Mă uit și la București, spre exemplu, televiziunile invită, invită candidații PSD, PNL și sar candidatul Partidului Mișcarea Populară, care în toate sondajele arată a fi în primii trei, în sondajele reale. Nimeni nu vrea candidații Partidului Mișcarea Populară și asta nu întotdeauna din cauza televiziunilor. Au fost televiziuni care au respins participarea candidatului Robert Turcescu la dezbateri cu reprezentantul PNL și PSD, dar acolo unde televiziunile n-au respins participarea candidatului nostru, cei doi candidați, și Predoiu și Firea, au spus nu venim dacă vine Turcescu. Deci este evident că ei sunt... Este evident că USL-ul lucrează în tandem, însă eu am experiența competițiilor în care te nedreptățesc televiziunile. Aduceți-vă aminte, în 2009 nu mă primea nicio televiziune. Nicio televiziune. Mă duceam pe la Etno TV între două jocuri populare să mai spun câte ceva despre campania electorală. Dar am substituit lucrul acesta, absența de pe televiziuni, am substituit-o cu mersul către oameni. Mersul în mulțime, explicații date și am reușit. Deci sunt și soluții alternative la televiziuni. Sigur că sunt mult mai grele. Este mult mai ușor să te adresezi la zeci de mii de oameni printr-o televiziune decât să o iei din poartă în poartă, din cartier în cartier, din asociație de bloc în asociație de bloc. Dar asta e viața. Trebuie să faci și astfel de lucruri în politică și vreau să vă spun că cei care vor să facă politică nu au scuze când nu-i promovează televiziunile. Au alternativă în mersul lui din ușă în ușă. E, aia e politica adevărată, dacă ai curaj și forță să o faci. Eu vă spun că este o soluție bună. O soluție bună. Pentru că vreau să lăsăm puțin timp și presei, dacă are întrebări pe temă, aș încheia făcând încă o dată apel la cei care m-au susținut să obțin două mandate de președinte, să privească la Partidul Mișcarea Populară și să-l voteze. Indiferent Partidul Mișcarea Populară, vă asigur, este altfel de partid. Iar eu, care nu vreau nimic pentru mine de la politică, pentru că mi-a dat politica tot ce putea să-mi dea, politica făcută prin vot direct, funcțiile obținute prin vot direct, repet, două mandate de parlamentar, două mandate de primar general, două mandate de președinte. Nu mai vreau
nimic pentru mine de la politică. Vreau doar să dau românilor un partid în care să poată avea încredere și să spună, în sfârșit, un partid care lucrează, muncește, creează pentru noi. Mulțumesc mult! Dacă sunt întrebări de la presă, vă stau la dispoziție de bună seamă pe temă, că dacă intrăm în alte teme... Domnule președinte, a spus că estimați un procent mic de participare la vot alegerile. Da. Este doar la alegerile locale sau la șapte? La locale. La locale. Poate succint așa, pe ce vă analizați în afară de dezamăgirea populației? Numai pe dezamăgirea populației. Legat de corupție, atât doar? Nu numai legat de corupție. Uitați-vă că... Domnule președinte, vă rog... Dincolo de... Noi politicăm, mulțumesc pentru m-am obișnuit să vorbesc în picioare. Nu numai pe problemele legate de corupție, dar uitați-vă că România au înțeles tot mai bine că administrația locală are mult mai multe obligații decât cele pe care și le-a asumat până acum. Și o să vă dau câteva exemple. Dacă luăm Constituția României, articolul 2, drepturi și libertăți fundamentale garantate de Constituție, veți constata că cel puțin 9 articole se adresează, de fapt, administrației locale. Și vă dau două exemple, trei, chiar dacă sunt puțin... cam lungi, dar sunt 9 articole. Spre exemplu, articolul 32. Dreptul la învățătură. Așa este. Este un drept garantat. În România avem 18% abandon școlar. Școlile au fost transferate de circa 10 ani în administrație locală. Timp în care abandonul școlar a crescut. Unde a fost veselia? Veselia a fost că... Veselia administratorilor locali. Veselia a fost că primarul împreună cu inspectoratul școlar stabilesc directorii. Primăria influențează numirea Consiliului de Administrație al școlii. Primăria dă lucrări de reparații la școli către clientela politică. Ce n-am înțeles ei, obligațiile care le au. Păi Ministerul Educației nu știe situația socială dintr-o comunitate. Primăria o știe foarte bine, pentru că știu unde plătesc ajutoare sociale. Iar abandonul școlar provine din familiile sărace și familiile de rom. Cine poate reduce abandonul școlar dacă nu primăria, care știe unde sunt focarele de abandon școlar în familiile sărace? Nu Ministrul Educației, ci primăria prin direcția socială. Vede de ce nu se mai duc cei 4 copii ai familiei X la școală. Păi, orică n-au ghetuțe, orică n-au ce mânca, orică n-au cum să ajungă la școală. Orică au fost trimiși la cerșit de părinți. Orică au fost puși la muncă de părinți. Fără să fi împlinit 16 ani. Ori aici trebuie să intervină administrația locală. Nu știe ministrul care e situația familiilor. Nu el are situația plăților sociale, ci administrația locală. Ei trebuie să vadă de ce nu mai merg copiii la școală. Să vadă cum pot ajuta acele familii să-și trimită copiii la școală. Hai să rotunjim puțin, să ne imaginăm România peste 15 ani. Vă imaginați care sunt șansele României peste 20 de ani, când astăzi abandonul școlar este 20%, da? 18-20%. Vreți să vă imaginați țara asta? Cu 20% abandon școlar an. Cum va arăta România peste
20 de ani. Un alt exemplu. Veselie mare când s-au dat spitalele la administrațiile locale. Ha, din nou, clientela politică pusă în funcții de manageri, consiliile de administrație puse în funcții de manageri, dar primarii au continuat să schimbe borduri, să pună floricele, în loc să cumpere echipamente pentru spitale, în loc să modernizeze spitale, în loc să construiască o secție pentru spital. Deci astea sunt insatisfacții pe care, după părerea mea, comunitățile le au. Vă mai dau un exemplu tot așa de impact pentru cetățeni. E articolul 49 sau 50, tot din capitolul 2, drepturi și libertăți fundamentale, în care se spune copilul este protejat în România. Credeți că înseamnă protecție numai faptul că se dă mamei o indemnizație și copilului o alocație? Nu. Toate astea înseamnă nimic dacă primarul nu privește la situația natalității și nu spune hai să construiesc o creșă, să construiesc în cartierul X unde e natalitatea mai mare o grădiniță. Astea sunt lucruri pe care le fac primăriile și sunt parte a sistemului de garantare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Ca să nu mai vorbim de articolul 31, dreptul la informare. În ce primărie ați văzut că se pun pe site-uri contractele de reparații de orice pe care le au primăriile? Au tupeul tot timpul să spună sunt secrete. Nu e adevărat că nu cumperi torpile sau rachete cu banii de la primărie, ci îi folosești la ceva. Astea nu pot fi secrete. Arătați-mi acum, a dat ordin guvernul Cioloș să se pună execuția bugetară pe site-ul tuturor instituțiilor publice. Cui folosește? Execuția bugetară sunt banii deja cheltuiți, plătiți. Ce trebuie să pună o primărie, alături de contractele în derulare, sunt facturile care intră în fiecare zi. Că poate va constata comunitatea că plătește o stradă a cărei asfaltare s-a terminat, și, de fapt, el vede că utilajele sunt încă acolo. Sau va constata comunitatea că nu plătești facturile în ordinea în care au intrat. Și imediat se vor aprinde beculețele și ale presei și ale comunității. Aha, sunt unii favorizați. Se plătesc peste rând. Deci asta înseamnă transparență și eu nu vă spun o poveste. Nu știu dacă mai este activ site-ul primăriei capitalei de când eram primar. Veți constata că din 2001, în primul an nu m-am dumirit eu bine cum e acolo, în 2000, dar din 2001 contractele și facturile exact în ordinea în care intrau le-au puse pe site-ul primăriei. Deci, astea sunt nemulțumiri care alături de corupție populația le are pentru că a început să înțeleagă că sunt drepturi pe care le are, garantate, pe care administrațiile locale, garantate prin Constituție, pe care administrațiile locale nu le pun la dispoziția comunităților. Și mai ales, nu le pun la dispoziția comunităților în condițiile în care administrațiile locale își formează bugetele din taxele comunității. Ori omul vrea să știe pe ce se cheltuiesc banii. O explicație, dincolo de corupție și decredibilizarea clasei politice în general. Nu, de ce? Pentru că explicațiile au mai fost și altă dată explicații. Cum se poate ieși? Sau cum vedeți că poate succes? Votăm Partidul Mișcarea Populară. Administrația locală în România este legiferată direct de peste 3.000 de legi, ordonanțe, ordine și așa mai departe, iar indirect, vă spun eu, 40% din legislația de mediu din România se referă la obligațiile administrațiilor locale. Așa este. Și în toate domeniile, și sănătate și învățământ. Am vorbit cu oameni din administrație și am spus că
asistăm la un exces de legiferare care îngreunează, pe de o parte, administrarea unei comunități și, pe de altă parte, permite corupția, pentru că un hățiș de legi care se suprapun, uneori se contrazic, lasă loc la corupție. Nu credeți că România are nevoie de o re-legiferare și în administrația locală care să facă mai limpede de acest act de administrare? Eu sunt de acord cu dumneavoastră că avem o legislație stufoasă. Pe de altă parte, vreau să știți că acest lucru este specific tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Numai dacă ei directivele Uniunii Europene care se adresează administrațiilor locale, vei constata că sunt mai mult de 3.000. Deci, și toate au trebuit transpuse într-o lege. Din păcate. Păi nu, dar am avut pare noastră și am luat și pare lor. Am o rugăminte. Dacă m-ați întrebat, lăsați-mă să vă răspund. Problema la noi este legată și de faptul că avem legislație ușor de interpretat, interpretativă. Deci nu este, reglementarea nu e foarte precisă. Ceea ce obligă la o abordare care duce la birocratizare excesivă, pentru că după lege, pe urmă urmează o hotărâre de guvern de aplicare a legii și pe urmă urmează ordine de ministru de aplicare a hotărârii de guvern. Ceea ce complică lucrurile foarte mult. Deci, dacă avem o problemă în legislație, problema este lipsa de claritate a unor legi. Și sunt de acord exact în acel proces în care spuneam, bine, ne-am construit instituțiile, dar trebuie să urmeze perioada în care trebuie să facem instituțiile să funcționeze. Sunt de acord că acest proces care implică acuratețe în legiferare nu poate fi desfășurat decât dacă ne luăm la mână legile existente și le clarificăm. Deci, din acest punct de vedere, sunt de acord cu dumneavoastră, nu de legiferare excesivă, ci de legiferare care a generat birocratizare, legiferare neclară, care a generat acte subsecvente, ceea ce a dus la birocratizare, pe de o parte. Pe de altă parte, mai avem o realitate. Dincolo de legiferarea neclară, care implică multe reglementări subsecvente legii, avem și calitatea slabă a funcționarilor publici, urmarea procesului de politizare. Adică am făcut din niște instituții, din instituțiile statului, în general, niște locuri în care ne trimitem membrii de partid, calificați sau necalificați corespunzător. Și asta face viața și mai grea. Astea sunt explicațiile. Ultima întrebare, că trebuie să mergem următorul, domnule președinte, am plecat până de la început. Vreau să vă întreb, cum vi se pare Bacăul? Și ce not, pentru că ați venit de mai multe ori în ultima perioadă aici, și ce not ați dat administrației locale, pentru că PNL a condus acest oraș de 12 ani? Doamnă, n-aș da note pentru că nu, în primul rând, nu sunt profesor, nici măcar doctor n-am ajuns. Deci sunt unul din primele calificații din politică, să nu fii doctor astăzi. E aproape neimaginat. Bacău mi-e drag, pentru că e orașul adolescenței mele. Mi-aduc aminte și când mergeam cu colegii de clasă pe malul Bistriței și șotile din liceu și din școala generală, mi-e drag orașul, dar nu m-aș hazarda să dau note administrației locale, deși au fost probleme destule legate de aleșii locali. Notele vor fi date pe 5 de Băcăuani. Cum vi se pare orașul? V-am spus că atunci când iubești, nu vezi defectele. Eu iubesc Bacău. Dacă
permiteți, domnule președinte, să vă ultima întrebare. Dorin Chirescu, la Scriici, din Mărică Picioare, stăpân la Sedimeș. Am o întrebare. Să ne seamă dacă situația cu care se confruntă organizația județeană Bacău, în ceea ce privește candidaturile la Consiliul Județean, se regăsește și în cadrul altor organizații. Nu, este județean. Singura organizație în care am ratat depunerea listelor pentru Consiliul Județean. Dacă ați observat, Partidul Mișcarea Populară este singurul partid neparlamentar care are reprezentant în BEC, pentru că am depus liste în toate județele. Aici s-a întâmplat. La Bacău trebuie să întâmple ceva întotdeauna. Vă mulțumesc frumos! O zi bună, bătără! Dacă ne facem foarte repede, pentru că...